cum le spuneam oamenilor de aici, de la Craiova, veștile rele care vin dincolo de Nistru, din Ucraina, așa e totdeauna în viață, reprezintă și niște vești bune pentru industria de apărare din România, pentru că în felul ăsta am putut să alocăm, mărind deficitul bugetar, niște bani de care era foarte multă nevoie, adică armata română avea nevoie de mult, nu că nu are nevoie de modernizarea avioanelor Shoim sau de altele, dar n-au prea fost bani, după cum știți. De-abia din 2012 am început să creștem din nou bugetul Ministerului Apărării în fiecare an. 2010-2011 a fost aproape o catastrofă pentru industria de apărare din România.